Da, după cum vă spuneam la sfârșitul orei trecute, gata, avem informații proaspete și informații despre ce anume trebuie să mai plătim. Eu v-am făcut așa un sumar, da, v-am zis că e vorba despre plăți, obligații fiscale și despre faptul că orice am încasat, de oriunde, noi avem niște obligații. Iată, astăzi am ajuns la un subiect care, să știi că, Max, în realitate, el se regăsește și e foarte prezent, cel al chiriilor. Adică chiar în ultimii ani, îndrăznesc să spun, suntem destul de mulți, noi, aceștia mici din piață, care avem venituri din chirii. Iar aceste venituri vin, evident, și cu o serie de obligații. Bună dimineața și bine te-am regăsit și la mulți ani, Loredana Mihailă, bine ai revenit alături de noi. Bună dimineața, bine v-am regăsit joi dimineață, la mulți ani și vouă și ascultătorilor noștri, cărora ne adresăm astăzi și în special ne adresăm persoanelor fizice care își suplimentează veniturile cu închirierea diverselor bunuri, în principal cu închirierea apartamentelor sau cu închirierea altor bunuri. Păi înțeleg că se mai schimbă și aici un pic lucrurile. Noi am vorbit și anul trecut despre chirii, erau acolo niște obligații, nu? De la, bineînțeles, contract care trebuie neapărat făcut și înregistrat, obligația declarației, nu? Că și asta este în grija proprietarului. Ce se mai întâmplă? Sunt niște venituri, nu? Care înțeleg că vor, niște venituri, niște impozite care înțeleg că vor crește un pic, nu? Mai mult sau mai puțin, în principal vor scădea. Dacă este să facem o istorie a impozitului pe venitul din chirii, am avut o legislație nemodificată și stabilă până la 31 decembrie 2022. La 31 decembrie 2022, practic cu 1 ianuarie 2023, pentru tot ceea ce înseamnă venituri din chirii, a crescut cota de impozitare cu 4% prin eliminarea cotei forfetare de 40%. Asta ar fi istoricul chiriilor. Anul trecut, odată cu eliminarea cotei forfetare, li s-a dat opțiunea proprietarilor care au venituri din chirii să opteze pentru o evidență contabilă în partidă simplă, prin care să-și facă diferența între venit, între încasări și plăți, pentru că mulți aveau impozite locale mari sau aveau dobânzi plătite pentru achiziția de locuințe. Și atunci au avut această opțiune pentru anul 2023 de a stabili impozitul în sistem real. Ori, suntem la 1 ianuarie 2024 și suntem în fața unei modificări structurale a sistemului de impozitare pentru veniturile realizate din chirii de către persoane fizice, cu implicații directe și asupra companiilor. Și o să vedem de ce. Început cu 1 ianuarie 2024, principalul lucru pozitiv sau singurul lucru pozitiv este că se reintroduce cota forfetară de 20%. Deci, practic, începând cu 1 ianuarie 2024, impozitul în cotă absolută care se va plăti pentru chiriile încasate de către persoane fizice va fi de 8% prin aplicarea cotei forfetare, pentru că avem un impozit de 10%, o cotă forfetară de 20% și rezultă pe cale de consecință un impozit de 8%. Toate bune și frumoase, vorbim de veniturile din chirii. Ori, începând cu 1 ianuarie 2024, aceste venituri din chirii se împart în două. Se împart în două după tipul chiriașului. Și avem chiriași persoane fizice și chiriași persoane juridice, instituții publice sau orice altă formă de organizare comercială. Și pentru aceile persoane fizice care închiriază, care obțin venituri din chirii și închiriază de la persoane fizice, au singura modificare, modificările care îi vizează sunt introducerea cotei forfetare, diminuarea impozitului la 8%, eliminarea obligației de a avea evidență în partidă simplă dacă au mai mult de 5 chirii de la persoane fizice și eliminarea posibilității de a determina impozitul în sistem real. Aici, deci, persoană fizică care închiriază de la persoană fizică. Acestea rămân cu aceleași obligații ca și până acum de a depune declarația unică pentru impozitul pe chirii, în special pentru cel care este în valută,
și cu obligația de a-și înregistra contractele la finanțe prin transmiterea în SPV sau depunerea la organul fiscal în 30 de zile de la închiriere. Și aici am rămas cam în aceleași reguli ca și până acum pentru persoanele fizice care închiriază de la persoane fizice. Schimbarea de sistem de impozitare intervine în momentul în care venitul din chirie realizat este de la un comerciant. De ce spun comerciant? Că include atât o persoană juridică, un SRL, un SA sau alt fel de tip de companie, include un PFA, include o întreprindere individuală, o asociație familială, include un ONG sau o instituție publică. Deci vorbim de chirii încasate de la comercianți sau instituții publice sau ONG-uri. Ei, aici se schimbă datele problemei. Persoana fizică care realizează venituri de la comercianți și instituții publice rămâne cu obligația de declarare în declarația unică doar a contribuției la sănătate dacă depășește pragul celor 6 salarii, 6, 12, 24, și aici fiecare din cei care realizează venituri din chirii își știu pragurile și costurile, și rămân cu obligația de a transmite contractul la finanțe, la organul fiscal, prin acel formular 168, în 30 de zile de la data semnării. În ceea ce privește impozitul, practic aceste persoane fizice sunt exonerate de orice obligații. Toate obligațiile în ceea ce privește administrarea impozitului din chirii pentru persoanele fizice care încasează de la persoane juridice sau instituții publice trec în sarcina chiriașului. Deci, practic, chiriașul, cel care stă într-un spațiu de la o persoană fizică, va reține din chiria lunară, trimestrială, semestrială sau anuală, va reține 8% și va plăti chiriașului doar 98%. Acel 8% reținut ca și impozit va fi virat bugetului de stat și va avea obligația de a întocmi declarații nominale, ele așa se numesc tehnic, că nu am găsit un termen așa mai simplu. Va avea obligația să comunice organului fiscal în numele cui a reținut acest impozit. Astfel Deci, încât. practic, chiriașul își păstrează 8%, proprietarul 92% și în baza aceasta el calculează și are, mă refer aici la salarii, la plafoanele Da. de salarii. Deci va fi același sistem de reținere a impozitului, cumva ca la salariați. Da, Max? Eu n-am înțeles, deci cine reține 8%? Chiriașul. Deci chiriașul îi dă proprietarului doar 92% din suma care s-au înțeles, nu? Chiriașul, persoană juridică. Deci, chiriașul comerciant sau instituție publică. Chiriașul comerciant sau instituția publică. Între persoane simple așa nu se pune, nu? Nu, Nu, între între persoane persoane zis mare fizice, de la că nu. CNP, CNP, nu. Acolo nu sunt modificări decât modificările care privesc diminuarea de chirie. Da. Deci în partea aceasta se mai întâmplă niște lucruri În interesante. partea aceasta, și dacă ar fi să facem așa o analiză și o dezbatere, corelat cu faptul că Direcția Generală Antifraudă au început o colectare de informații de la agențiile imobiliare, prin care solicită să li se comunice numărul de contracte de închiriere intermediate în anii 2022 și 2023 cu denumirea proprietarului, cu denumirea chiriașului, cu indicarea mai multor elemente, înclin să cred că în perioada următoare va avea loc o campanie care să stimuleze conformarea la plată pentru anul 2023. Conformarea la plată înseamnă ca cei care în anul 2023 au obținut venituri din chirii să-și depună declarația unică și să plătească impozitul. Și mutarea în sarcina comerciantului și a instituției publice, deci insist ca să nu se creeze confuzii, a reținerii și a virării impozitului, asigură practic o colectare mai corectă și mai corespunzătoare a acestui tip de impozit datorat de persoana fizică. Nu spun că sunt de acord, nu spun că sunt în dezacord, fac doar precizele necesare astfel încât această implementare să fie lină și simplă. Pentru că o societate care plătește, o societate, o instituție publică, un PFA, care plătește o chirie unei persoane fizice, va avea ea în plus obligații administrative. Va trebui să rețină impozitul, va trebui să facă declarația 100,
până pe 25 a lunii următoare, va trebui să vireze la buget acest impozit și în plus anual va trebui, anual, sperăm că anual și nu lunar, va trebui să facă o declarație informativă în care să comunice fiscului pentru cine a reținut impozitul, astfel încât să se facă potrivirea între declarația C168, contractul care îl trimite proprietarul la finanțe, cu impozitul reținut de chiriaș. Ok. Mai, mai, mai. Deci pare complicat, dar cred că în momentul în care se face documentația și se fac primele plăți, cred că lucrurile sunt mai clare. Știi că ai nevoie de experiență în practică până una alta. Pare complicat, dar de obicei aceste persoane obligate la reținerea impozitului în regim de stopar la sursă, comercianți și instituții publice, au organizate toate sistemele de reținere, de declarare și practic după luna februarie cred că deja sistemul va fi implementat. Pentru că există riscul să ți se considere ca nedeductibilă o cheltuială la care n-ai reținut impozit, există multe riscuri fiscale și atunci te protejezi pe partea asta altă. Am înțeles. Bine, atunci, mulțumim tare mult. Cam asta pe subiect, nu? Mai e ceva da. Ce trebuie să ne notăm noi aici dacă suntem în zona aceasta de venituri din chirii? Sau nu, de pe venitul din chirii doar atât, că declarațiile că toate aceste obligații se vor fi palpabile în 2025, nu în 2024, că în 2024 până în 25 mai este termen de declarare pentru chiriile din 2023, care a avut cotă de impozitare de 10%, că există această campanie a Direcției Antifraudei de colectare date în scopul conformării la plată și probabil că vor fi făcute notificări către persoanele fizice care nu s-au conformat și nu s-au declarat contractele. Și doar dacă am putut, singurul aspect așa mai de menționat este din categoria tragico-comic de săptămâna asta cu trezirea la realitate legată de mărirea salariului minim pentru salariații care au avut salariul minim în ultimele 24 de luni. Adică în ultimii ani de zile au avut salariul minim, acum trebuie musai mărit, nu? Da, păi noi am abordat subiectul ăsta, chiar m-am uitat undeva în octombrie, l-am analizat, l-am discutat și am spus că există o prevedere pe codul muncii veche de vreo 2 ani de zile, care se va activa la 1 ianuarie 2024. Ei, între timp, la 1 ianuarie 2024 urma să iasă din vigoare o facilitate de 200 de lei sumă neimpozabilă acordată celor salarizați cu salariu minim și care au venituri până în 4.000 de lei și n-ar fi ridicat absolut nicio problemă această prevedere. Numai că în Trenuleț, în Ordonanța Trenuleț 115 din decembrie 2024, guvernul prelungește această facilitate. 23? 23, da, iartă-mă. Guvernul prelungește această facilitate acordată salariaților salarizați cu salariu minim pe economia căror venituri brute sunt mai până 4.000. De ce spune legea așa? Spune că tu poți să fii salarizat cu salariu minim pe economie, dar mai ai niște sporuri și mai ai niște etichete de masă. Și dacă astea toate adunate nu depășesc 4.000 de lei, poți beneficia de o sumă neimpozabilă de 200 de lei, adică plătești niște impozite mai mici. Și această facilitate de 200 de lei neimpozabilă a fost prelungită și în anul 2024. Dar ne-am trezit cu următoarea situație matematică. Așa. Dacă măresc salariul minim pe economie cu un leu, sau nu mai împlinesc condițiile, da, să aplic facilitatea. Și dacă nu aplic facilitatea, scade salariul salariatului meu. Deci dacă mărim salariul, nu știu, cu un leu doi ca să zică cineva, nu cu un leu doi ca să zică cineva că e la mișto mărirea, cu 50 de lei, da? Mărești salariul cu 50 de lei, tu practic salariatul va lua mai puțin bani. Da, va lua mai puțin bani. Ca să poți să-ți îndeplinești tu ca angajator obligația legală de a asigura o salarizare superioară minimului pe economia celor salariați care au avut în ultimele 24 de luni contract permanent la tine în unitate și au avut salariu minim, trebuie să pui la brut cel puțin 152 de lei ca să-i păstrezi netul. Deci dai 152 de lei în plus la stat ca să rămână fix cu același salar angajatul. Nu, 152 de lei în plus la brut, din care doar jumătate se duc la stat.
Așa, și atunci... Nu, 152 de lei la stat, da, ai dreptate, iartă-mă, Max. Da, deci... 152 de lei ca să păstrezi netul, se duc la stat. Tu Așa. îndeplinești obligația legală Da. pe partea de codul muncii, dar scopul pentru care a fost pusă această prevedere în codul muncii nu este atins. Pentru că scopul pentru care Era prevederea în să codul crească, muncii era să crească netul salariatului. să iasă din zona de salarii minim pe economie. Am înțeles. Exact. Exact. Eu ca angajator, ca să îmi îndeplinesc obligația legală, trebuie să vin cu cel puțin 152 de lei ca să-i păstrez netul și pe urmă văd ce pun în Deci plus ca să... 152 ca să păstrezi netul, adică să rămâi fix în banii aia. Da, ca să rămâi fix în acel net. Deci asta vi se pare de poveste de Ion Creangă, nu de finanțe. Pe bune, nu. De-aia am și insistat să mă bag și eu în discuție, că la de-asta cu finanțele, știi, Lori, eu sunt pierdut un pic în spațiu, dar la asta cu Ion Creangă, îmi plac. Dar crede-mă că eu nu m-aș fi gândit în 1000 de ani, adică îmi scăpase și cei 200 de lei neimpozabili și aia, deci când am pus și am început să facem calcule, ne uitam și nu ne venea să credem. Dar o să vedem dacă poate fi reparată sau nu această prevedere. Da, mulțumim tare mult, Loredana, pentru aceste detalii. S-a mai clarificat așa în mințile noastre lucrul acesta cu toată responsabilitatea fiscală. Deși câte straturi sunt la asta, mi se pare așa zăpăcitor. Dar bine că ești aici și cu siguranță ne reauzim și ne revedem săptămâna viitoare. Până una alta, zi frumoasă în continuare și spor la lucru prin hățișurile acestea. Mulțumesc frumos, vă îmbrățișez cu drag și ne auzim în săptămâna viitoare.